Antreprenorii care închiriază spații comerciale de la Primăria Chișinău și n-au activat în perioada stării de urgență vor scăpa de taxele de locațiune pentru perioada 11 martie-31 august. Decizia a fost aprobată de Consiliul Municipal. Pentru a beneficia de această scutire, chiriașii trebuie să depună o cerere în acest sens. De scutiri nu vor putea beneficia însă antreprenorii care au spații în școli și universități. Astfel, reeșalonarea achitării chiriei va fi efectuată în baza unui acord suplimentar care se va anexa la contractul de chirie încheiat cu autoritățile municipale. Pe lângă cererea chiriașului, este nevoie și de acordul celui care gestionează imobilul. Anual, municipalitatea obține aproximativ 12 milioane de lei din darea în chirie și arendă a spațiilor din gestiunea sa. Asta deși, în mod normal, suma ar trebui să fie în jur de 17 milioane de lei. În prezent, datoriile depășesc suma de 24 de milioane de lei.